acum 2 minute. Bravo, Cristina, bravo, bravo. Astăzi, cu minzile pe care le-am avut și ieri, cred că vi s-a părut foarte interesant. Am văzut asta după reacțiile voastre și eu mă bucur. Nu pot decât să mă bucur. Nico Sandu. Bine, ce să fac? Aici și eu alături de voi. Mersi, mersi, Georgiana. Haideți cu tap-tapuri, vă rog. Haideți cu tap-tapuri. Stați un pic? Na. Bună, bună tuturor. Îl aud pe Stiș că se plânge pe aici. Nu știu dacă o să intre. Inițial voia să meargă la sală. Nu știu dacă o să intre după, habar n-am. O primăvară minunată și ție, Alexandra. Îți mulțumesc. Ce fac? Am terminat cu... De fapt, încă nu cred că am terminat. Dar ce mi-am propus să fac astăzi am făcut într-o oarecare măsură. Și acum sunt aici alături de voi. Ce aveam de făcut referitor cu farmacie, bineînțeles. Nu sunt tristă, sunt obosită. Astăzi vreau să vă spun că m-am trezit la ora 8. 8 fără ceva și sunt trează de la ora 8. Mă rog, trează. Da, m-am trezit la ora 8. Voi ce faceți? Cum a fost ziua de astăzi? Mâine vei intra? Nu știu. Eu mi-am propus să intru mai des, dar acum nu știu dacă o să intru și mâine sau poi mâine. Chiar matinală azi de la 8 pe grup. Da, da. Activă, activă. Eu deschid ochii și deja primul lucru care îl fac e să intru în grup să vă dau bună dimineața. Și aici referitor grup farmacie, fetelor, să nu credeți că avem un alt fel de grup, este strict despre farmacie. Ai febră? Eu cred că încă este epidemia asta cu răceala, gripa, ce mai avem noi pe aici și ne ia pe toți. Eu mă chinui de ieri să îmi spui ceva. Tu te chinui de ieri să îmi spui mie sau cum? Ce folosesc pentru sprâncene, fetelor? Folosesc ser de la farmacie. Nu aș vrea să repet aici în fiecare seară pentru că nu vreau să pară că vreau să vi-l bag acolo pe gât cu forța, dar vă spun că și penultima mea postare de aici din TikTok este cu produsele pe care eu le folosesc pentru skincare în fiecare zi și acolo le arăt așa detaliat. Mădălina, bună seara și mersi pentru share. Haideți și cu tap-tapuri și poate reușim să facem câteva meciuri și în seara aceasta. Mulțumesc frumos, Iuliana. Stânca. Sabrina, mersi pentru trandafir. Să știi că e foarte bun serul. Am un gol în sprânceană și pare că dau niște fire. Uite, mie mi se întâmplă același lucru cu sprânceana asta. Dacă vă uitați pe video de care vă spuneam aici pe TikTok, asta o am cât de cât ok, dar asta nu avea fire efectiv când m-am dat eu cu serumul și acum deja, chiar vă invit să ieșiți și să vedeți, să faceți comparație. Deja am pe aici câteva fire care înainte nu existau și chiar eu zic că merită. Este foarte calitativ. Și mă bucur, Adriana, că și ție îți priește. Dar nu știu ce am. Nu apare notificare când ești live. Nu știu. Cât uneori apare, uneori nu apare. Mie trebuie să-mi vină. Ți l-ai comandat și tu. Super. Bună seara, Ovidiu. De ce nu spui alt model de unghii și o altă nuanță? În mod general, dacă mie îmi place un lucru, merg pe acel lucru. Consider că unghiile pătrate nu mă avantajează. Această formă, da, și culoarea nu, pentru că mie îmi place nudul. Îmi place că atunci când cresc unghiile să nu se vadă direct o tăietură aici și o diferență foarte mare. Și îmi place să le am așa, cât mai naturale.
Și eu mi-am comandat și îmi vine mâine super, super, Alexandra, mă bucur mult că ați comandat și mergeți pe încredere și pe recomandarea mea. Ai unghii foarte frumoase, mersi, Mary, mersi. Haideți cu tap-top, haideți să facem 100.000 și intrăm. Intrăm, voiam să intru cu dislexică, cu Lano, dar a ieșit. Deja a ieșit, așa că o vedem. Cu Mihaela, Nona, după. Eu am zis Lona, după am zis Nona. Mă rog, în fine, Lano. Seară bună, o seară bună tuturor oamenilor. Ai pus să-ți apară notificare când fac live. Super, mă bucur, vezi, așa, asta da, e o atitudine. Îmi place că îi place să fie cât mai natural tot ce își face. Păi asta este ideea. Eu consider că atunci când vrem să ne facem ceva, nu vrem să ne transformăm. Vrem pur și simplu să ne scoatem în evidență anumite... să scoatem în evidență anumite trăsături, anumite chestii ale noastre și cam atât. Și îmi place să fie natural, totul natural. Fetele, momentan nu o să mai fac moderatori, am mai spus asta o zi. Clementa, te îmbrățișez și eu cu drag. Haideți cu tap-tapuri, fetele. Bine, am intrat destul de târziu în seara aceasta. Dar haideți cu tap-tapuri. Suntem puțin, dar haideți cu tap-tapuri. Maria, ți-am scris în privat dacă mă poți ajuta. Înțeleg că aici pe TikTok, după ce voi închide TikTok-ul, o să mă uit. Da, Cami, sunt în farmacy. Sunt aici. În fine. Fetelor, nu vă vorbiți voi urât aici pe grupul una altea. Ciao, ciao, Anto. Da, fetelor, eu cred că aseară fix, stați că vă zic și de ce nu răspund la întrebările cu produse, pentru că fix aseară când am ieșit de pe live am arătat din nou produsele, am arătat cum le folosesc pas cu pas și nu vreau să deschid acum un alt live vorbind același lucru. Dacă vi se pare ok. Bravo lor dacă sunt live, ce să vă zic, fetelor? Atât de am postat noi așa, deja devin plictisitoare și nu vreau să se întâmple asta. Ce ai pățit la mână? Aici, vreți să spuneți? Am avut un mic accident cu Lilo în dimineața aceasta, pregăteam micul dejun și ei place foarte mult să se urce pe masă și să mănânce să ia un pic din micul dejun, să-l guste. Și când am dat-o la o parte, a alunecat și efectiv s-a agățat cu gheruțele de degetul meu și am o zgârietură. Nu, ne place că postez. O, vă place că postez, dar să vorbesc, să postez și să vorbesc și să tot peste tot numai produse e deja prea mult. Dar da, mi-am dat seama, să știți, cu câteva telefoane, că trebuie să postez mai des, cum, sau nu să postez mai des, să explic mai bine cum se folosesc produsele, ca după să nu fie îndoieli. Iar Lilo, oameni buni, și cred că încă nu mai am nicio zgârietură de la. Să pot rezista la tate. Pas cu pas. Uitați, haideți că intră. Bună seara! Bună seara! Stai să dau volumul, că nu te aud. Da, e ok. Am intrat. E ok. Ce faci? Bine că fac astăzi, că m-am trezit de dimineață, dar sunt bine. Tu?
Totul bine? Pe la tine? Foarte bine. Foarte bine, văd acolo un zâmbet. Mulțumesc. Și Luț, hai din cu mama. Ia. Ai mai jucat în seara asta cu cineva? Nu, nu. Prima. Câte win-uri avem? Nu! Câte win-uri? 13 win-uri. Te-au mințit, au zis că 7! Nu, nu. Avem 13, aproape 7-7. Doamna Svetlana, bună seara. Dar nu am foarte mare susținere, sincer. În seara asta, susținerea oaie acolo. Fetelor, haideți cu tap-tapuri. Ce ai făcut astăzi? Astăzi am avut o întâlnire. Cu farmacie? Nu, cu farmacie, doamne, deci din tot weekendul. Deja, nu știu dacă poți să vezi bătătura aici. Nu, vezi că e degetul așa? La cât am ținut telefonul în mână tot weekendul și toate zilele astea, a trebuit să încep luna în forță și așa a început bine. Și nu a fost astăzi întâlnire. Nu. Ne-am întâlnit, nu eu singură, să nu credeți aici ciudat. Am avut noi așa ceva foarte drăguț de făcut și nu vreau să dau detalii, dar am întâlnit dimineața la ora 8. Nu m-am mai trezit la 8 de foarte mult timp și după treburi de ale casei și muncă, să zic așa. Tu ce ai făcut astăzi? Nimic deosebit. Dar... E o zi frumoasă, nu? Să înțeleg. Da. mă bucur, îți văd acolo un zâmbet pe față. Da. Un zâmbet diferit. Tania, mulțumesc frumos, cumva. Ana, nu ne dă provocarea de viteză. Mi se pare că nu. Oare de ce? Astăzi, plus minus, mi-am rezolvat câteva întrebări care pe mine m-au macinat. Știi? Adică așa. E bucuroasă. Deci să înțeleg că întrebările au fost, nu, răspunsurile au fost pozitive pentru tine. Da. Stai un pic, nu ți se pare bătaie de joc, Ștefi, nu înțeleg. Lumea se ceartă, eu nu înțeleg cum se ceartă aici. Deci, da, au fost constructive și pozitive pentru tine. Mă bucur atunci. Nu știu dacă ți-am mai văzut zâmbetul ăsta de când facem noi live-uri. Totuși Dumnezeu mă iubește și întotdeauna simt că în momentele grele eu îi sunt prezența Domnului. Deci jur în fața Domnului că nu vă mint cu absolut nimic. De câte ori simt nevoia de ceva, eu îi sunt prezența Domnului în viața mea. Așa că credeți în Dumnezeu. Da, mersi. Da. Foarte frumos. Ce, Luț, dacă ne-l-ai luat de aici, ce să îmblu eu din urma ta, Lino? Tot timpul avem ceva bun rezervat pentru noi, chiar dacă noi suntem într-un moment așa mai puțin bun, e ceva bun acolo care ne așteaptă. Meri, mersi pentru distribuire. Deci în meciul acesta nu am primit nimic, niciun ori nimic. Apropo, acolo au niște win-uri frumoase. Cu câte ai? Câte win-uri ai în una? Eu dacă nu mă înșel, nu am niciunul. Nu? Nu. Of. Nu, aveți grijă pe final. Chiar dacă nu ne dă orduiul, măcar haideți, aveți grijă. Maria, aveți grijă. Știi ce vreau? Din. Să ne schimbăm cu inimioarele de membru, dacă este posibil. Am mie să vin la tine și după ce se termină meciul ăsta. În timpul meciului. Imediat, da. Haideți că avem mănușă. Mănușă. Aveți grijă cu mănușa. Doamna Svetlana, mulțumesc frumos. Măr. Justina, mersi. Și cadouri de pe mănușă ca să intre. Maria, mersi. Din ce să fac haz din necaz, doamnă? Ce aveți? Maria, mulțumesc, fetelor. Mulțumesc. Mihaela, mersi. A primit mănușă și ea. Nu. Coleta, mulțumesc frumos, mănușă. Sabrina, mulțumesc, fetelor. Și aveți grijă. Mulțumesc. Doamna Simona, mulțumesc.
Marinela, mulțumesc! Cami, mulțumesc! Buu! Marinela, mulțumesc! Doamna Cami, mulțumesc! A fost frumos! Cât aveai? 13? Nu, niciunul! Mulțumim frumos că le-ai strâns așa la puține, ai văzut? Vezi că tot în familie se duci, tot în casă se duci, știi? Nu dăm alții! 15 avea! Nu, 13 mi-au zis. Vă iubesc și vă mulțumesc tuturor în parte. Marinela, Came, Tania, doamna Simona, Andreea. Vă mulțumesc tuturor. 13, uite, aveam 13. Revanșă. Dar cu toate că nona ne-a câștigat acest meci, noi ne vom lua revanșa și cum a spus și ea înainte, treceți pe partea cealaltă să-i dați inimioare de membru. Haideți să ne schimbăm cu inimioarele de membru. Vă rog din inimă, cei care aveți posibilitate. O venit tată, o duci și-l vezi. Luța, duci că o venit tăticul tău. Am vrut să vă arăt cum s-a ridicat așa. Ovidiu, mulțumesc frumos pentru inimioara de membru. Îmi pare rău, nu consum așa ceva. Dacă dorești tu, poți să te duci. Crina, mulțumesc frumos. Fetelor, vă mulțumesc din inimă. Eu îl consider pe Pilaric, tata la pisică, pentru că cât am fost în emisiune, el a avut grijă de ea, știi? Și, nu știu, așa cum ea nu are tata acasă, mai bine să fii copilul sănătos cu, cu doi părinți. Doi părinți. Forțați, cum s-ar spune așa, nana. Ovidiu, mulțumesc din inimă. Păi da. Pentru inimioarele de membru. Cei care ați fost la Lorena, bună seara. Eu când am să te grăiesc rău, ai să mă auzi. Ai luat? Și ți-am zis. Nu înțeleg cum se întâmplă acest lucru. Da, eu nu vreau, dacă vrei mănâncă. Să-ți dai, că mi-ai... Tot timpul pe final, de ce? Au. Da, acum trebuie să primim ceva. Apollo. Mulțumesc! Mulțumesc pentru trandafir. Vă mulțumesc mult! Și lui și al lui Lorena pentru că ați fost aici. Vă pup și vă iubesc. Avem nevoie de câți? 11 trandafiri. 11 trandafiri. Mai, avem nevoie de 11 trandafiri. Leana, mulțumesc. Corina, mulțumesc. Roxana, mulțumesc frumos. Gata, am făcut. Mulțumesc. Nicoleta, mulțumesc. Andreea, Katia, mulțumesc. Mulțumesc. Pame, Florentina, mulțumesc frumos. Fetelor și Marius. Mersi pentru trandafiri. Haideți, avem ori treiul acum. Vă mulțumesc celor care ați fost în partea cealaltă. Did you feel ours? Another star, you feel away. Da, se gâde lulea cu la nas. Nu pot să văd cât mai avem din ori 3, dar știu că avem 30 secunde. Tendința, da, cărticica, acum am văzut, chiar aseară la Orințiu vorbea despre cărticica aceasta cu pisica noastră. Aici de pe TikTok și mi-a ce zis mult. Nu, e un cadou cu două pisicuțe, pisica care, mă rog, am zis noi că este pisica noastră și sunt două pisicuțe care se salută sau un pupic. Îmi duc bine ziua, mulțumesc acum, frumos! Acum, seara nu am văzut în detalii, mulțumesc! Bine, mea, mulțumesc frumos! Venința, Doamne Zetlana, vă mulțumesc frumos și aveți grijă. Nu... Poate ne-am pierdut noi win-urile, dar... Mersi frumos! Chiar foarte simpatic cadoul. Mulțumesc! Încă un minuțel. A fost frumos cadou, foarte frumos. Și prima dată l-am primit. Da, chiar așa pare, nu? Un cadou făcut pentru noi. L-am primit, chiar că nu a fost la timp.
am înțeles. Și am înunșă, deci aveți grijă, aveți grijă, vă rog. Acum, acum auziți, cred eu. Mioara, mersi. Nu, Marioara, pardon. Aveți, nu, 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 a venit după noi, peste noi, mai bine zis. Peste noi. Marius, mersi. Mersi, mersi. Denisa, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ce avem aici? Noi. Nu. E foarte frumos, măi. Am pierdut. În acest meci. Mai vrei să mai dăm unul? Da? Dăm unul, mai dăm unul. Camia, de ce ții stă iubita mea numai ceață? Camia, ai primit ceață, Marinela, ceață, mănușă. Mulțumim frumos la toți. O secundă, mă duc să-i dau chestie lui cumnatul meu. Fetele, acum mă auziți, nu-i așa? Este aici, este acasă, fetelor. Mă tot întrebați. Stați liniștite. Deci, haideți, haideți și cu tap-tap-uri, cu tap-tap-uri, până ne intră ori doiul, ori treiul, ce avem. Mai are cineva mânușă? Așa de curiozitate acum. Mai are cineva? Da, eu cred că nu vor putea dormi, vă dați seama. A, ok, când vorbim amândouă doar, bine. Da, bine, Marius, bine, mersi, mersi, mersi oricum, mulțumesc. Să vedem, poate avem până la sfârșitul meciului în mânușă. Faceți-vă grijă de voi că ies foarte bine și fericiți, da. Așa-i. Toate că tocmai ce ai spus asta și deja întrebările continuă. Bună, bună, Izabela. Măi, bine! Vrei să ne bați? Cu tap-tapuri. Cine, eu? Spune că nu! Vedem? Iar scade life-ul, iar crește, iar scade, iar crește, nu o înțeleg. Bună, bună, bună! Obes, mă, oameni frumoși, mulțumesc! Cami, mulțumesc din suflet! Marinela, mulțumesc din suflet! Eu citesc aici și mă amuz cu voi. Cine credeți că a venit aici să fac o mică vizită? Cine? Cine? Lelu. Nu, Stitch, că el e mai drăgălaș așa. Stai să văd răspunsurile și zic și ție un lucru. E în prima mea venit Lilu. E Lilu, că se vede. Lilo. A venit Lilo. Și voiam să zic, tot timpul trebuie să ai încredere în primul feeling pe care îl ai. Adevărat. Lilo. Ea e foarte simpatică. Ea vrea, cum vrea să fie mângâiată, se duce prima dată la Laurențiu. După ce termină cu el, vine și la mine, că vrea și de la mine. Să fie de genul lor de pisici. Da. Vin în vizită sau vor atenție doar atunci. Cer atenție doar atunci când vor ei. Da, Dacă prea mult, te ignoară, poate să te zgârie sau să se simtă ei prost, știi? Mm-hmm. Aveam un pachet eu pe aici, prin casă. L-am lăsat, că lor le place pachetele, știi, să intre, să aștire. Da. Am mai făcut loc și aici, cum i-am făcut loc frumos să doarmă, i-am pus loc, na, posibil să se pregătească pentru naștere, bă, nu s-a mai dus acolo, i-am deranjat locul ei, știi? Ea trebuie să fie cum multe pisici cum vor ele și când adică vor ele. Frumos. Eu dulceață, da. Chiar este. Au. E foarte drăguță. Stați un pic. Trebuie să mă duc la cosmetolog să mă aduc în regulă. Că când mă încruntez, începe să-mi pară iară.
Bine, Ana Maria, mulțumesc frumos! M-am uitat eu de căței ăștia, totuși mi-e sufletul la... Denisa, mersi, mersi! Mersi frumos, mersi pisi pisi, mulțumesc fetelor. Adriana zice că la început îi se părea ciufulită rău. La început era așa foarte micuță, era doar păr de ea, sărăcuța, că nu avea niciun corp atât de mare. Dar acum când deja începe să crească și să se formeze și ea, e mult mai simpaticuță. Maria, mersi, mersi pentru rățușcă. 10 secunde, ultimele 10 secunde. 10 secunde și... Păi de ce nu mă aud? Părul era de ea, chiar da. Avem ceață, nu! Doamna Caia, mulțumesc! Denisa, mersi! Bine! Am apucat să fac. Bună ziua! Vă iubesc, mulțumesc din suflet! Vă iubesc! Sio! Te pup, o seară frumoasă. Am numai păr prin gură. O seară frumoasă. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, iubita noastră. Deci. Că mi-era ceva cu noi. Nu am înțeles, pisi. Nu mai merg la școală, că am pierdut. Cum? La școală trebuie să mergeți. Trebuie să mergeți la școală, să vă faceți temele și să învățați și să nu mai stați pe live-uri până târziu și să vă faceți prima dată, să vă faceți temele, să vă faceți tot ce aveți de făcut pentru școală și după intrați. Nu știu ce să zic PCPC, nici măcar nu știu cine este mai exact, așa că nu mi-aș dori să-mi dau cu părerea. Școala e plictisitoare, dar e necesară. E necesară. Uite, Alexandra, aici Adriana spune: mergi la serviciu în locul meu că mă duc eu la școală. Trebuie să profitați de fiecare etapă a vieții voastre, pentru că este foarte frumoasă și sunt etape prin care nu veți mai trece din nou. Așa că bucurați-vă de ceea ce aveți acum și gata. Ok, merg. Vezi, gata, ai ajutat-o. Ai ajutat-o să schimbe părerea. Bravo, Adriana. Uite, vezi câtă lume spune: vai, ce-aș mai vrea și eu la școală. E o perioadă foarte frumoasă. Foarte frumoasă, dar din păcate când noi suntem în momentul ăla, nu știm să o prețuim. Și mai ales când suntem copii, când suntem tineri, când suntem micuțe, nu știm să prețuim ceea ce avem. Dar după, credeți-mă că o să vă doriți să vă întoarceți. Și vorba asta mi-o spuneau și mie persoanele din adulții din familia mea, îmi spuneau lucrul acesta și mă gândeam: da. Da, sigur. Și acum am ajuns și eu la vorba lor. Când eram la școală, abia așteptam să se termine. Și acum ne dorim să ne întoarcem. Da, Mary, așa este. Că e frumoasă când ai minte de acum. Da? Mioara, mersi. Băi, eu dau examene și acum la 40 plus, nu mai vreau. Da, important e că trebuie să fim într-o continuă dezvoltare și creștere. Așa că bravo, Cristina, chiar nu știam asta. Mă bucur pentru tine, chiar dacă tu nu mai vrei, este o perioadă frumoasă și care te îmbunătățește, nu e cuvântul corect, dar te face să te simți așa împlinită. Da, Alexandra, așa este, ai dreptate, dar pentru că atunci când ești la școală, tu doar te gândești, sunt sigură că tu doar te gândești, vreau să se termine mai repede, vreau să ajung acasă. Și nu te bucuri. Dacă te-ai bucura de clipa respectivă, timpul ar trece foarte, foarte repede. Fetelor, mulțumesc, doamna Mița. Mulțumesc frumos, sau Mita, nu știu dacă pronunț bine. Împlinită sufletește. Da.
Nu știu, eu nu știu cine e Cristina. Știți ce mă bucur eu aici? Că din ce în ce vă cunoașteți mai mult și vorbiți aici, vă recunoașteți, vă răspundeți și așa mai departe, mă bucur mult. Că nu sunteți doar comunitatea mea, sunteți comunitate și între voi. Bravo! Dar chiar la asta mă gândesc, dar am zile când vreau la școală și zile și zis vreau la școală. Sunt zile și zile. Lore, cine a găsit azi în telefon video de la primul date? Laurențiu, pentru că el l-a postat primul, iar eu după i-am dat repost. A fost, mă rog, date, interacțiune inițial și care după a fost un date, deci a fost o reușită. Mi se pare ciudat, sinceră să fiu, că Lilo e aici cu mine. Pentru că, mult normal, cum a spus și voi, Stitch venea. Și Lilo rămânea cu tăticul ei. Dar Lilo e aici pe jos. Mă gândeam, cum e posibil ca Lilo să fi venit cu mine când ea vine și stă cu tine? Să-i dai... Am stat cu Stitch. Cuddle. De aia a fugit, ai făcut-o geloasă? Ea a fost singură geloasă. Ea singura a fost geloasă, tu ai făcut-o geloasă, că tu știi că ea este pisicuța ta. Nu știu ce să vadă cu Stitch aici. Să o iei pe ea. Și zic că Stitch-ul trebuie să uită când aude ce prostii vorbesc. Nu vorbesc prostii. Uitați-l, oameni buni, că tot mă întrebați. Se pare că din nou răcești? Nu răcesc, mă, că mi-o scoat gâtul. Vrei apă? Suc. Da, haideți să-l servim pe acest domn cu suc. O să-i duc. Asta? Cred că nu ala veselă. Nu, Pepsi, mai unul. Mai este Pepsi? Da. Da, e pe asta. Bine. Pepsi-ul ăla e rece? Nu, niciunul nu este rece pentru că te doare gâtul. Nu, trebuie să-l punem frigider. Da. Hai, acum stați un pic să rezolvăm această treabă. Pisic. Nu mai este niciunul rece. Bine, ok, o să pun... Da. Suntem obosiți. Eu zic că da, astăzi a fost o zi... Mai ales că mie mi se întâmplă și când este timpul așa norat și urâțel și așa mai departe, mă înțelegeți voi, am și eu o stare un pic mai decăzută, să zic așa. Când e norat, mă simt așa că mi-e somn toată ziua și că mă doare capul. Adriana, tu nu te simți fără energie când e norat și urâțel afară? Păi când plouă afară, vreme de dormit. Da, dar azi nu a plouat. Uite, cine vine la papi? Gata. Cine a venit la papi? Eu nu înțeleg curiozitățile unora dintre voi. Ce curiozitate? Munciți? V-ați angajat? Munciți? Deja munciți? Da, avem propria noastră firmă care nu are loc de muncă. Se scrie mie în privat că îi angajez eu. Care nu are loc de muncă. Stai că s-a primit video. Ați înțeles, da? Salariu atractiv. Mai zi. Veniu zile și un pachet de țigări la zi. Tot ce-și poate dori un angajat. Marius, pe tine te pun un post mai înalt. Mâine mă duc să mă tatuez. Aha. Vrei să îi trimiți... Ce? Mie nu-mi pune așa, că așa nu citesc. Eu așa le citesc mereu. Și a pus să-ți zici pe toate? Ce? A pus să le citești pe toate? Da, cum să le citești pe toate, tu, iubire, că am terminat 12 clase, ai nebunit. Un mesaj la 20 de secunde pot să citesc. Dar și mașină de serviciu, Marius, dar trebuie tu să pui benzină și alea, că încă nu ne-am dezvoltat de ajuns de mult. Nu, pe cine iubește în pisica asta? Uite că îți face poză. Arată-le și la oameni. Dă-mi aici un pic. Uitați, oameni buni, că îi face poză. Ei, nu i-a răspuns. Să ne arăți fundulețul. Mamă perversă ce ești, câte un pachet de mărăși. Ești arogant, sincer.
Ăsta sunt eu, da. Bine ați venit, rău ați nimerit. Uite-mă, pe cine iubește mai mult? Fetița. Că prințe... Uite că pleacă. Aha, nu pleacă, nu pleacă, că e prințesa lui tati. Da, da, da. Uite cum stă. A, trebuie să te mână. Acum că... Uite-mă cum stă regina asta mică. Cu boticul, uitați cine sucare. Ca un bumb. Și ce am observat? Că atunci când îi pui camera în față... Stă. Se uită. E vedetă? Da. Trebuie să dăm un anunț. Trebuie să dau un anunț oficial. Oficial. E însărcinată. Zic că e glumă, că lumea asta... E glumă. Glumă, glumim. Dacă fumezi, bine, se vede. Bine, nu acesta este anunțul. Te las pe tine să spun. Anunțul este... Arogant, dar cu stil. Anunțul este... Mă gândesc mai bine să fiu, zic mâine. Tot timpul. De acolo, tu e bine că se vede că fumezi. Dar nu mi-am dat seama. Dar oricum o să-l închid. Așa că dacă... O să fiți bunică pentru a doua oară. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și la nepoțel. Doamne ajută! Noi încă avem alte așteptări. Anunțul nostru nu e la fel de frumos ca dumneavoastră, doamna Cristina. Noi o să mergem în vacanță. Nu ăsta era anunțul, nu? Uh-huh. Noi o să mergem în vacanță. Ghiciți voi unde? La sfârșitul lunii. Ghiciți voi unde mergem? Așa. Hai să vedem. Și cine vă dau trei variante de răspuns. Nu, stai un pic, stai să... Una, stați. Una, în Spania. Doi, la Reghin. Și trei, la Târgoviște. Să-ți bei și tu cafeaua cu Robert. Nu mergem în Dubai. Niciuna dintre variante nu este corectă, uite, așa ca să vă ajut mai mult. Niciuna din variante nu e corectă. Da, deci se pare că nimeni nu nimic. Unde ar merge doi îndrăgostiți? La Reghin. La munte. Brașov. Bine, Max, bine, uite-mă. Mergem la Paris, dragilor, într-adevăr. Mergem la Paris la sfârșitul lunii. Uh-huh. Da, așa. Așa, stăm așa. Veneția, Paris, da, Adriana. Paris. Am ales Paris. Sinceră să fiu, eu mă uitam așa, Paris mi se părea ceva atrăgător și nu... Mi-era așa un pic să-i zic, vrei să mergem la Paris, dar... Ce ți se părea? Nu știu, că poate n-o să vrei să mergem la Paris. Că-i de gagici? Gândi și la asta. Mai mult fetele obsesionate cu pozele în Paris și așa mai departe. Dar tu așa ai când o zici, George, că este în Viena, tu ai confundat cu Veneția. Da. Deci nici nu știu ce am căutat, că Viena sau Veneția. La Reghin când? Nu prea... Cred că de Paști. Crezi că? Da. Bine. Bravo, mă bucur pentru voi. Da, mulțumim frumos. Au! Vă stă bine împreună, păi... Măcar după atâta timp? Ce ziceți? La Paris e țara îndrăgostiților. Orașul... Ți îți plăcea geografia când erai la școală? Da. Nu, că, adică îmi și plăcea, nu prea învățam eu, dar prindeam repede. De. Am prins repede, păi gândește că la BAC, la BAC la geografie, am luat 9-20. Am copiat de-am rupt. Of, Doamne. Nu, mie nu mi-a plăcut deloc. La urs, ai grijă de ea, păi îi pun chip, acum mergem, când mergem cu pisicile la veterinar, mă duc să pun și ei chip în ureche să nu pierdem, să o identificăm. Cum zice mătușa mea, acolo în Franța, dincolo de Italia. Nu zice mătușa ta? Ce? Asta zice. A, am crezut că răspund. Ce vreau să zic, păi dacă aici deja o să fie 3 pisici cu chip, trebuie și tu, nu? Că și tu ești o pisică. Eu sunt numai unul, iubire. Dragul meu, și eu sunt doar una și... Ce ți-am zis, eu într-o zi? Că trebuiai tu, nu știu ce, de ceva țări și eu ți-am zis... Nu mai știu. Nu știu ce zic. Nu știu ce zici. Întrebam eu de țări? Nu mai știu cum era. Dar era o glumă? Mhm.
Ți-am zis eu două țări și până la urmă ți-am zis un oraș, Galați sau ceva. Data viitoare, dacă ne aducem aminte. Franța dincolo de Italia. E melodie. Ceva fechete. Ceva fechete, Marian. N-ai nevoie de nimic ca să fii fericit. Ce? N-ai nevoie de nimic altceva ca să fii fericit. Altceva în afară de? De așa, de starea ta pur și simplu. Ai stare bună. Cu cine lăsăm pisicile? Băi, am ajuns la concluzia că astăzi am vorbit cu sora mea, care e capitala Franței, Brașov, nu Marius? Ba, nu, stai că întrebare capcană. Roma. Pisica lui sora mea o să facă pui, acum zilele astea. O să facă pui zilele astea și o să vină Bravo de la Brașov sau Bravo sau BV de la Bravo. O să vină sora mea la București, aici la noi. O să aducă și pe Mia și pui. Că o să facă puișori, Mia. Cine e interesat de puișori, bănuiesc că cu fiți atenți, preț pentru voi, 200 de, nici n-am vorbit cu ea, 220 de euro. Stați că vă arăt și pisica ca să, încă ai luat puțin geografie la cât de bine te știi. Da. Stați să vă arăt și pe Mia. Hai. Stați așa, că acum o și sunăm. Stați o secundă. Live on live. A, Dițiche. Bine, Dițiche. Stați să vedem, prima dată să cerem informații. Informații. Salut! Salut! Ce pasoro? Aici mi-a pun chestii, dar nu... Jane Sopenau. Auzi, n-ai ceva fechete? Am ceva pe mami pentru așa. Auzi, Mona, cu cât vrei să vinzi mâțele? Păi stai, mă, vin de mâțele și nici nu ieși din prânz. Păi stai, când ies? Da. Cele. Păi eu cred că-s numai două sau unul, că n-are burtă mare. Unul trebuie să dau la ăla cu care sunt perecheat. Păi nu, că dacă e numai unul, tu ții pe ăla unul. Deci aici negociem. Așa e. Stai că nu te văd. Că zice că tu îl vinzi și pisica nici măcar nu a făcut pui. Auzi, dacă nu, că ai rămas fără semnal. Păi dacă face numai una, la tine rămâne. Da. Cu cât vrei? Și? Zi ultimul preț. Cât vreau eu pe o mânță? Da. 1500 de lei. Ce e aia? Ești live, 100% live. Te bat. 1500 de lei, 300 de euro. 300 de euro. Negociabil. 350 pentru voi. Măi, de ce faci de-astea? Pa! Pa! În fine, da, deci cum am rămas? E de 280. Arăți pe mine, ai zis că o arăți pe mine. 250, eu vă fac discount. Pun eu 50 de euro pentru voi, pe bune. E afacere mare. Stați așa. Stai să vă arăt pe Mia. Da, ce? Că nu. Asta e Mia? Da, păi cum să nu fie de rasă, băi? Asta a fost prima pisică din Miam, cum ar veni. Stai numai să se încarce, că uite că nu se încarcă. Ieftin, aici sunt 800 de euro. Da, deci eu o să pun 50 de euro pentru cine vrea să cumpere pisica. Dar uite-mă că nu-mi dă a doua poză. Poză. Da. Dar nu știu, eroare la Instagram. La Instagram, da, asta e Mia. Dar stați că vă arăt altă poză. Numai că nu se încarcă, uitați. Care? Opa. Asta e Mia, Regina. Mia, Regina. Uitați, în Germania e 1000 de euro. Mia, Regina, știu că aici în România e mai ieftine. Și bărbatul s-o la Mia,
E un pisoi din ăsta, cum îi stici. Da, Mia e șefa. A fost prima din ea, măi. Uitați, primii ei puișori. Ai, te rog. Ca niște cârnăciori. Mai are oare păzucă? Așa scumpi? Nu știam că sunt așa scumpi. Da, da. Deci să... Care pisică? Alu sora mea, pisica e la Reghin. Ba nu, iertați-mă, la Târgu Mureș. Bebe de pisici, da. Lore, nu te treci cu sora lui Laurențiu, că nu ai salutat. Păi dacă am vorbit a șaptea oră cu ea astăzi, trebuie să facem, nici eu n-am salutat-o. I-am zis direct, socere prala. Am mai luat moșca de așa mine. Zi-mi un pic tu, pisi, tu trebuie să-mi zici. Zi-mi tu cum să-i zic data viitoare. Socere prala e frate, sau vărule. Cum? Și ei se zic la sora mea, cum ar veni. Ce faci, socere? Socere-s mă. Nu, mă la ca și cum e băiat. Da? Socere pe ei. Am un lup cu blană lungă, cred că el plăce o pisică. Vezi, Marius, că pisica pe bune că e periculoasă, pisica. Pot să zic și eu asta. Vezi că... Nu știu, nu-i sigur că învinge lupul. Nu știu țigănește, știu turcă și engleză. I speak English very, very good Deutsch. Abia aștept să mergem în socere pe... Dar mie scrieți socera... Mie scrieți-mi exact așa cum se citește. Cum se pronunță. Cum se pronunță, da. Socere pe... În franceză mi-ai scris, pe cuvântul meu, dacă nu vrei să mă pregătești. Abia aștept să mă duc în Franța să-mi exersez spaniola. Socheres mi pana. Am înțeles. Da. Socere pe e. Socere, nu știu decât. Înjurături în germană. Oare de ce? Și ce înseamnă beșau? Sper că nu înseamnă ce... Nu, eu știu că înseamnă live-ul ceva. Live-ul meu e fără prostii și vită și... Nu știu prostii. Că înseamnă altceva, pe cuvântul meu. Beșau, stau. Nu vezi? Tu chiar crezi că vorbesc prostii aici? Da. Beșau înseamnă... Pisi... Păi când ai zis tu ceva de urs și frigider sau nu știu ce... Beșau, da. Ai zis prostii. Hai, uite, eu te întreb, tu zici. Socere. Dar nu știu să răspund. Zici beșau. Socere. Beșau. E jurătură. Nu, aia înseamnă că stau. Și de cerere de cuvânt, nu? Da, s-a șucat. Of, Doamne, nu mai pot să zic. Păi stați, mă, uite-mă că scrie lumea în germană. Păi mă duc în Franța, oameni buni, mie spaniolă îmi trebuie. Bună. A, acolo, Mariana Alexandru, aia știu că e înjurătură, nici nu pot să pronunț așa ceva. Care? Uite asta. Că aia, stai, știu că e înjurătură. Azi morocar și alea... Ola. Bonjour, da, cam la nivelul ăsta suntem momentan, la bonjour. Da, și acolo este o mare problemă, pentru că... Nu se poate vorbi nici engleză, nici spaniolă. Lasă că le vorbesc în română, iubire. Lasă că le zic în română. Prin semne. Dar tu crezi că nu au auzit de noi? Da. Sigur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Asta e în spaniol. Ce, uite ce mi-a scris și ea. Și ai revolut? Si au revoar. Dacă vreți clase în franceză, nu ne trebuie. Cristina, nu mi-a plăcut niciodată limba aia. Adică nu că nu mi-a plăcut, nu... Ba, pot să zic că nu mi-a plăcut, de ce? Mie nu-mi mi se pare atrăgătoare, așa, plăcută. E prea cu... Bonjour. Ce înălțime ai? Ce înălțime? Ce înălțime am? 1,85 m.
Mergem să te cântărești. Nu. Parlez-vous français? Oui. Ai parle français bien. Bien, sigur bien. Vrei să vorbim în engleză? Mm. Nu neapărat. Vrei să vorbim? What? Mm? Da, deci... Sutu bulbari. Bul. Bari știu că înseamnă mare. Bul. Ce e tot? Bul. În ce? Cred că e fund. Cur, uite. Ți-am zis? Fund. Ăla-i mă. Dacă nu știu să mor eu. Da, întrebarea mea e de ce știu. Acum, bunicul meu mai zicea în... Ai zis că străbunicul tău. Da, dar bunicul meu mai știa așa pe țigănește, știa să numere până la, nu știu, că până la 30. Maria, stai așa, Mariana ești prezentă? Stai că și mătușa mea știe. Pupați-vă. Mariana, nu Mariana Alexandru, Mariana mătușa mea. San Rom. Deci? Voi nu erați despărțiți. Dar și acum suntem, fratelor. Suntem în concubinaj. Păi nu am cum să întreb ce vreau să știu, pentru că mătușa mea știe. Uite că nu-i pe live. Bunicul meu mai știe așa țigănește. Le-a zis la oameni că a fost azi dimineață și ne-am întâlnit cu două doamne drăguțe. Am zis că am avut întâlnire, dar nu am zis. Nu ai zis că ne-am întâlnit cu două doamne drăguțe care i-au dat un cadou Lorenei care, și i-au zis că cadou e pentru tine, dar ca să-i faci lui Laurențiu. Și i-au dat, sper că nu greșesc, zi tu mai bine ca să nu greșesc eu. Dar nici eu n-am știut. E pentru... Stați așa, e ceva grăsime pentru supă. Pentru supă de pui. Și pentru răceală cel mai mult. Un mixer, nu? Grăsime, nu știu de ce. Maica mea, muream de râs, că are maica mea în frigider, dar cred că și găsesc poza pe undeva, are maica mea în frigider, în spate, băgat de tot, dar de vreo 4 ani de zile acolo, în spate, băgat de tot, e un borcănaș, cam atâta, pe care are așa un leucoplast pe care scrie rață. Zic, ce ai aici, tu, mami, rață? E, 2, 3, star, pan, șo, efta, octo, eia, deși, până la 10. Și cara ce înseamnă? Nu. Untură de bursuc, am auzit că aia e cea mai bună. De bursuc și aia de raton. E grăsime de rață pentru supă. Cred că e asta. Acum trebuie să știu și cum se face. Că nu am întrebat cum se folosește. Cum se folosește? Da. Te dai pe mâini și pe picioare că... Păi înseamnă e pentru tine. Păi ce? Tu trebuie să dai cu ea pe genunchi. Tu trebuie să te dai. Păi ce îmi dai tu cu cotul? Tu e bine pe noi, că te dau genunchi la sal. Am văzut pe unde cu cotul. Îți zic eu în privat. Ia ți-l un pic. Deci. Da, stai să-l arătăm un pic pe fratele lui Stici. Un pic. Da, Stici. Ăsta am găsit niște poze cu frățiorul lui Stici. Că între ăștia doi trebuia să alegem între Stici. Aveam poza asta cu Stici. Când era bebe. Da. Și ăsta era frățiorul lui, care era alb așa cumva. Mai, da. Și mai pufos. Era mai pufos, dar ăsta Sticele, uita ce fățucă micuț avea, ce drăgălaș era. Ia. Chiar da, și nu mai e o poză cu el, cu Stige, când era atât de mic. Sau uite video. Uitați-l pe Stige, ce micuț era.
era foarte micuț și acolo părea mai, sau poate când era mai mic, era mai închis la culoare, dar acum e mult mai deschis și bate așa când... Da, adevărat că și când l-am adus aici prima dată și l-am lăsat din cutia aia și am văzut ce albuțe. Da, poate în poza aia, dar acum mi se pare că bate așa un pic spre crem. Nu știu, are o culoare bucătărie. Peste două zile e ziua lor, da? Nu, mâine. Mâine 6. Mâine e ziua lor. E adevărat că peste 15-7 l-am luat. Mâine e ziua lui Lilo. Da, dar am decis să facem pe 6 la amândoi. Da. Păi n-am făcut până acum la amândoi împreună. Păi ba da, da, pe 6, la 12 noapte, când se face 7. Bine, deci tot mâine facem. Așa că este... Tocmai ai dat o comandă fetelor, imediat când o să închid live-ul acesta, mă uit că am primit deja câteva mesaje de la voi și vă ajut cu tot ce aveți nevoie. Și vă mulțumesc că aveți încredere în recomandările mele. Mâine mă duc să mă tatuez, dragilor, mâine mă duc să mă tatuez. Mâine la ora 1, la 2 mă duc să mă tatuez. La 2? La 2, o. O, o. O, o. Unde, mă? Uite, a, ce înseamnă? Ce? Stai. Laurențiu es toujours malade. Maladie? Nu-ți bolnav, doamna mea. Nu am, nu m-am îmbolnăvit. Pa, sănătos tu, mă doare un pic gâtul, dar să știți că nu malade. Papa, Alexandra. Nu malade. Unde și ce model? A, despre tatuajul tău. Unde faci tatuaj? La Yulink Tattoos. Și ce? Mâine o să fie o... O să arăți, nu? Uite aici cât mi-am făcut cealaltă tatuaj. Ia. Care? Nu l-ai acoperit. L-ai acoperit altceva. Nu. Deci știi franceză. Trebuie să arăt la oameni cum arătam în buletin. Stați-vă, dragilor. La cât mi-am făcut buletinul? La 14 ani? Da. La 14 ani. Să văd? Merge. Merge. La urși a luat... Nu înțelegeam ce înseamnă. Nu, la 14 ani se face buletinul. Ce să facem, auzi? Ce? Fă-ți pe degetul general inițial al Lorenei și ea la fel. Oricum e. Păi, da, dacă știi ce, păi ne facem fiecare. Eu fac L, tu faci L și în caz de ceva zicem că e... Al nostru gen. Normal. Mă duc să-mi fac portretul ei aici pe piept mare. Și deasupra scriu Queen. Ai fost frumos de mic, da, Stan, Ana, toate fetele mă plăceau în clasă. În clasa 8-a mi-au făcut... Și în casă și în clasă. Și în casă și în clasă. Mi-au făcut în clasa 8-a, m-am pus în revista școlii, pe cuvântul meu. De ce? Așa că mă plăceau fetele. Da. Deci ce vrei să arăți acum? Asta e să găsesc. Ce așteptăm? Păi ce, nu așteptați nimic, voi faceți-vă treaba. Păi nu. Aici noi, toată lumea, inclusiv și eu, aștept să văd ce vrei să ne arăți. Da, păi nu găsesc. Ce să fac? Bine. Că îți place, că nu-ți place. Da, mulțumesc, Bela, mersi frumos. Dar cine ne-a dat poze postat mai demult. Da. Doamne ferește. Doamne fere. Pentru ce? Ce? Pentru ce? Pentru ce pozele? Mm-hmm. Să cucerezi câte o gâscă. Rațe, nu? Băi, uite ce pizza mi-am pus la cuptorul cu microunde. O zis maică mea că merge la cuptorul cu microunde. Păi merge. Pe cuvântul meu, ca un frisbee s-a făcut. Asta dacă o loveam pe cineva în cap cu pizza asta... pizza asta stai că am o poză cu tine aproape la fel. Vine băiatul ăsta la dumneavoastră
și se ia de gagica dumneavoastră. Ce faceți? Ce faceți? Dacă ți-ar apărea așa o poză cu mine pe Facebook, tu, iubire, ți-ar plăcea de mine? Sincer să fiu, aș considera că ai greșit persoana. Adică? Cum mă duceți de greșit? Vine acest golan pe stradă la dumneavoastră și dă o palmă peste fungagicii dumneavoastră. Ce naiba faceți? Sunt un prieten. Gata. Ce? Mai. Mai bine. Ce? Bine. De ce? Așa. Ai văzut ceva? Dar pe din afară ești în dur. Opa. Ce înseamnă siguesc con el? Siguesc con el dacă mai ești împreună cu el. Ai plâns, da. Cine, eu? Poate după. Bine, dragilor, noi să ne luăm la revedere. Mai și râzi. Ne luăm la revedere de la voi. Mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați fost alături. Ce credeți, dragilor? De aici o să îmi strâng toate puterile și o să merg la sală. Pentru asta m-ai întrerupt? Da. Ok. Când? Acum. Rămân fără... A, nu, stați un pic. Deci, trebuie să fac chestia asta. Dar oare de ce? Nu înțeleg. Îl întrebați pe el în următorul live pe care îl va face ce înseamnă tatuajele lui. Eu mi-o la revedere de la voi din seara aceasta. Zi salut, mă. Stai așa să mă arăt, uite, clip. Este cineva de aici, de pe live? Bine, slabe șanse. Este cineva care să fie din Reghin sau de lângă Reghin și să-l știe pe Dobrean? Este cineva? Pe Dobrean de la Reghin? Este cineva? Foarte curios. Da? Ce este din Reghin? E cineva de aici de pe live care știe pe Dobrean de la Reghin? Bă, voi ziceți la mișto? Ți să zică cine e, gen, ca să vezi dacă știu sau nu. Ziceți-mi cum arată Dobrean. Vreau să vă arăt un videoclip că... Așa, din tinerețile lui. Eu o să vă arăt un videoclip și vreau să-mi ziceți, așa cu sinceritate, ce credeți dumneavoastră? Acest individ se distrează sau nu? Vreau să-mi spuneți, cum credeți dumneavoastră? Stați așa. Băcați să-și curăta. Hai, stați așa că mai am unul. Uite aici. Uite aici, câte fețe are la 10 secunde? Uitați, ziceți-mi voi câte fețe are. Așa, nu, în 10 secunde, stați așa. Vlasa, fii atent aici. Stai așa. Stai așa un pic. Stați. Stai, mă, să-l găsesc un pic, mă. Voi, uitați câte fețe ziceți voi care pe... Așa, în 5 secunde. Fiți atenți.
Una. Două. Și câte o din asta așa de zici că îți dai seama că el e bine. Uai, ce am râs. Dobrean. Ce faci, Dragoș? Uai, ce am râs. Fratele nostru, puterea noastră. Gata, iubirea mea. Îți las ție. Perfect. Da, deci, după acest moment senzațional al lui Laurențiu, îmi iau și eu. În iunie, da, în iunie facem. Mai e. Îmi iau și eu la revedere de la voi și ne vom vedea în următoarele zile. Fetele cele care încă aveți make-up-ul pus, astăzi nu voi face din nou o demonstrație de demachiere și să vă arăt iarăși produsele, dar vă rog acum să mergeți și să vă demachiați, să folosiți skincare-ul vostru. Dacă aveți nevoie de ajutor cu produse sau orice ar fi, puteți să-mi scrieți și ne revedem în următoarele zile. O seară bună tuturor! Adriana, nu, puf, nu, te rog, acum și îmi trimiți poză că te demachezi, să fiu sigură că folosești skincare-ul și folosești spuma, că acum ai spumă în sfârșit. Noapte bună, noapte bună tuturor și vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Pupici, seară bună.